Salutare, sunt doctorul șef de la Spitalul de Urgență și de fiecare dată când trec prin Râmnicu Vâlcea, mă opresc la matinalul vostru pe Antena 3 cu testele pregătite. Doamnelor, domnilor, vă spun bună dimineața cu drag, sunt Mădălina Mitu și vă dau invitație la o ediție specială, la o ediție de suflet. Sunt încărcată de emoții, dar în același timp de bucurie, pentru că duc acest proiect caritabil, dăruiește din coșul tău, ajută un bunic sau o bunică, acum în prag de sărbători. La ediția a patra ne aflăm, iar cei de la Colegiul Energetic spun pentru a doua oară da acestui frumos proiect, încărcată de bucurie și de dăruire pentru cei care sunt aflați la nevoie. Și vreau să-i mulțumesc din suflet domnului director Simion de aici, de la Colegiul Energetic, pentru că a spus da atât dânsul cât și cadrele didactice, elevii și, bineînțeles, părinților. Le mulțumesc din suflet și cu onoare și respect vă mulțumesc că ați spus da cu multă bucurie acestui frumos proiect, mă repet. Și de asemenea este un îndemn pentru dumneavoastră, pentru toți cei care ne priviți la această oră, ca această emisiune să fie un exemplu și un îndemn pentru dumneavoastră să vă ajutați aproapele nu doar de sărbători, ci în fiecare zi atunci când mergeți într-o piață sau într-un supermarket să cumpărați un produs de pe raft și să-l dăruiți din suflet unui bătrân sau unei bătrâne, să-i faceți o bucurie, fie că vorbim de sărbătorile de iarnă sau fie că vorbim de o zi normală din viața noastră din an. Așa că vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ne urmăriți și celor care s-au implicat în acest frumos proiect. Eu sunt încântată de faptul că oamenii nu uită să fie oameni și asta vă îndemn și pe dumneavoastră. Nu uitați să fiți oameni. Bun, să trecem la treabă, dar până a pleca pe teren, pentru că avem o zi plină, Vreau să vă spun din suflet că acum urmează prognoza meteo din județul Vâlcea și revenim imediat. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării, în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în Carpații Orientali, nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali, va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița. Între minus 8 și minus 3 grade Celsius, Masivul Cozia între minus 6 și minus 1 grad Celsius, Horezul între 0 și 4 grade Celsius, Brezoi între 1 și 6 grade, Voineasa între minus 1 și 3 grade, Câineni între 1 și 5 grade, Băile Govora între 2 și 5 grade, Olănești între 1 și 4 grade, Călimănești între 2 și 5 grade, Drăgășani între 3 și 5 grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 3 și 5 grade Celsius. Cu bucurie, cu fericire, revenim aici la Colegiul Energetic, unde aștept cadrele didactice, dar și pe domnul director Simion, alături de elevii ce vor merge astăzi cu mine și cu colegul meu pe teren pentru a realiza acest frumos proiect caritabil de suflet. Dăruiește din coșul tău, ajută un bunic sau o bunică acum în prag de sărbători, dar îndemnul meu este să facem aceste fapte bune în fiecare zi, nu doar de sărbători, să aducem o bucurie tuturor în fiecare zi din an și nu doar de sărbători când devine așa o ocazie specială. Bucurie putem face la fiecare pas. Așadar și prin urmare, dragii mei, am ascultat vremea, dar urmează acum horoscopul și stare curioasă să aflăm vibrația zilei. Se spune că atunci când faci fapte bune, Dumnezeu îți întoarce înzecit. Haideți să vedem ce ne spun planetele. Berbec. Berbecii ar trebui să-și petreacă mai mult timp alături de familie. În plus, vă pot oferi sfaturi utile în legătură cu drumul profesional pe care ați decis să mergeți, așa că nu aveți nimic de pierdut. Taur. Nativii Taur sunt loiali în relațiile de cuplu. Totuși, gelozia își va spune cuvântul și va încurca puțin lucrurile. Fiți mai atenți cu partenerul de viață. Gemeni. Gemenilor le place să fie implicați în mai multe activități și proiecte profesionale. Încercați să nu vă agitați foarte mult. Păstrați-vă energia pentru a ieși cu prietenii. Rac. Nativii Rac sunt mai emotivi astăzi. Ar trebui să fiți mai siguri pe sentimentele voastre. Altfel puteți avea de pierdut în relațiile personale. Fiți mai încrezători.
leu. Accentul este pus pe viața de familie în cazul leilor. Secretul este să găsiți un echilibru între timpul petrecut cu cei dragi și cel acordat vouă înșivă. Fecioară. Zona comunicării poate avea de suferit în cazul fecioarelor. Nu este nicio problemă dacă vreți să petreceți timp singure, însă încercați să nu vă izolați complet față de familie. Balanță. Balanțele stau foarte bine la capitolul financiar, pot câștiga sume de bani în urma unei asocieri cu un partener de afaceri. Scorpion. Individualitatea scorpionilor se poate resimți astăzi, în special la job. Chiar dacă vreți să faceți totul de unii singuri, încercați să implicați și pe ceilalți în sarcinile voastre. Fiți mai comunicativi. Săgetător. Săgetătorii ar trebui să învețe din experiențele din trecut, asta dacă nu vor să repete aceleași greșeli și să rămână blocați în aceeași energie. În plus, încercați să priviți anumite situații din perspective diferite. Capricorn. Cercul de prieteni al capricornilor este destul de restrâns. Sunteți foarte selectivi și vă înconjurați cu oameni de la care aveți ce învăța. Totuși, e recomandat să condimentați mai mult planul social și al distracției. Vărsător. Vărsătorii sunt creativi, aveți multe idei pe care vreți să le întreprindeți, însă există un timp potrivit pentru fiecare acțiune, așa că nu ar trebui să vă grăbiți. Pești. Nativii pești vor avea parte de discuții în familie, sunteți foarte răbdători și calmi, iar aceste aspecte vă ajută să aplanați orice conflict sau neînțelegere. Am revenit, oameni buni, și vreau să vă prezint un om foarte drag și frumos. Bună dimineața! Cu cine avem bună plăcere? Bună dimineața! Bine ați venit la Colegiul Energetic. Iuliana Simeanu mă numesc, sunt cadru didactic al colegiului, predau disciplina limba engleză și totodată sunt responsabil coordonator al Comisiei pentru Programe, Proiecte Educative Școlare și Extrașcolare. Foarte frumos. Doamna profesor, în primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați spus da și dumneavoastră alături de toată echipa de aici, de la Colegiul Energetic, în frunte cu domnul director. Ați spus da din tot sufletul pentru acest frumos proiect caritabil. Suntem la a patra ediție și vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră această inițiativă, acest proiect, ce părere aveți? În primul rând, suntem mai mult decât fericiți, pot să spun, făcând parte din acest proiect Dăruiește din coșul tău pentru un bunic sau o bunică. Este o acțiune de voluntariat de suflet al școlii noastre, deoarece implică atât cadre didactice cât și elevi în acțiuni de voluntariat care ajută în educarea și formarea tinerilor ca cetățeni responsabili, implicați activi în problemele comunitare. Totodată este o oportunitate și de a-și dezvolta competențe sociale, precum empatia, generozitatea, toleranța, iubirea față de oameni. Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, iar aceste valori de suflet trebuie promovate din ce în ce mai mult în rândul tinerilor. Ați făcut o descriere atât de frumoasă încât m-am făcut piele de găină și nici cred că nimeni n-ar fi făcut atât de bine cum ați precizat dumneavoastră și ați explicat, foarte explicit și concis. Vreau să ne spuneți așa o urare de sărbători, doamna profesor, pentru toți cei care se uită la noi, pentru cei care vor fi ajutați în decursul ediției de astăzi, ce mesaj aveți pentru ei? Să fim uniți în suflet, în simțire. Nu este important numărul participanților din punctul nostru de vedere sau numărul donațiilor pe care noi le facem de-a lungul timpului prin acțiunile de voluntariat, ci cel mai important este gestul în sine, conștientizarea faptului că prin acțiuni de voluntariat suntem și noi parte a unei comunități pe care o reprezentăm. Așa este, într-adevăr. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru acest superb interviu. Vă doresc mult succes în cariera dumneavoastră de cadru didactic și sunt onorată să vă cunosc astăzi. Mulțumim pentru prezență, pentru implicare și totodată pentru tot ceea ce faceți pentru noi în această zi.
Continuăm seria interviurilor în această dimineață la matinalul Fii Antenă. Vă mulțumesc că ne urmăriți și acum vreau să vă prezint un om drag sufletului meu, cum a spus da la prima ediție, dar nu la prima noastră ediție, ci la prima ediție de colaborare cu Colegiul Energetic. Vreau să vă spun bună dimineața cu drag, cu cine avem bună plăcere. Bună dimineața, mă numesc Carmen Vochițu, sunt profesor de biologie în cadrul Colegiului Energetic și mă bucur că am spus din nou da acestui proiect. Sunt încântată că am început sau am demarat și cea de-a doua ediție a acestui proiect în cadrul Colegiului Energetic. Motivul pentru care am spus da, consider eu că este, în primul rând, entuziasmul cu care copiii s-au întors anul trecut după această activitate, emoția pe care bătrânii cărora le-au oferit acele mici daruri le-au transmis-o copiilor noștri și au răspuns și chiar îi felicit. Avem niște copii extraordinari și încercăm să punem acolo în sufletul lor cât o mică părticică așa de emoție, de empatie către cei din jurul nostru și mă bucur că au răspuns din nou și ei alături de noi de acestui proiect. Într-adevăr, așa este, doamna profesor, mi-ați adus aminte cu nostalgie din nou ce frumos a fost cea de-a doua ediție cu dumneavoastră, cu Colegiul Energetic, pentru că noi suntem la a patra ediție de când facem acest proiect, însă cu dumneavoastră suntem la cea de-a doua ediție și acei elevi, da, într-adevăr, au fost extraordinari și sunt curioasă și cred că și dumneavoastră, cei de acasă, să îi cunoașteți și pentru cea de-a doua ediție pe noi elevi ce vor fi implicați în acest frumos proiect, dar să nu uităm, nu, doamna profesor, căci cu toții din toată școala s-au implicat. Absolut, toți elevii noștri au participat și încă o dată le mulțumesc. Avem câteva proiecte de voluntariat pe care le derulăm în școala noastră, acesta alături de dumneavoastră și mai avem cu o casă de copii de la Goranu, pentru care am făcut iarăși niște pachetele și ne bucurăm că răspund pozitiv la astfel de acțiuni. Motoul meu și cred că l-am transmis și copiilor este astăzi dăruim din ceea ce avem noi, iar mai târziu vom dărui din ceea ce suntem noi. Oh, ce frumos! Ce frumos, doamna profesor! Mai vreți să spuneți ceva? Nu, mulțumesc și vă felicit și pe dumneavoastră că reușim alături de dumneavoastră să aducem acel strop de bucurie în viața unor bătrâni. Doamne ajută, vă mulțumesc din suflet, continuăm, stați cu noi până la final. Doamnelor, domnilor, alături de mine este domnul director de la Colegiul Energetic. Bună dimineața, domnul Mihăiță Simion. Ne bucurăm tare mult să fiți din nou alături de noi și pentru acest an. A spus da și cu onoare și respect vă mulțumesc pentru acest aspect. Cu mare drag, este un proiect care tinde să devină un proiect de suflet. Am acceptat colaborarea în anul școlar trecut. O continuăm și sperăm să devină o tradiție la Colegiul Energetic, să colaborăm cu Antena 3 Vâlcea pentru a aduce bucurie în sufletul celor care au nevoie de o rază de lumină în pragul sărbătorilor. Ce părere au avut elevii de anul trecut care au participat la acest proiect? Ce v-au povestit? Cum vi s-a părut? Cum a ieșit? Elevii implicați în proiectul de anul trecut, o parte dintre ei au finalizat cursurile Colegiului Energetic, unii sunt studenți. Și din discuțiile avute și amintesc cu drag de acele momente, de clipele petrecute atât împreună în piață unde ați desfășurat activitatea, citind bucuria din ochii celor cărora le-au adus acele cadouri, cât și experiența avută în studioul Antena 3 Vâlcea. Au fost încântați și este motivul principal pentru care am zis să continuăm activitatea, bineînțeles și pe lângă nevoia de a aduce bucurie în sufletele celor care au anumite probleme.
Așa este, într-adevăr, cu toții asistăm la o creștere a prețurilor, iar bătrânii, din păcate, economia aceasta fiind schimbătoare și în defavoarea celor nevoiași, mai exact a bătrânilor, căci ei sunt ținta acestor probleme financiare mai mari decât a tinerilor care mai au puterea de a munci, sunt într-adevăr foarte fericiți atunci când primesc chiar și o pâine, nu neapărat ceva foarte mult. Bineînțeles, lucru care ar trebui în primul rând să-i motiveze pe elevi în desfășurarea unor activități de genul acesta, cred că ar fi să privească în vârstnicii cu care intră în contact, să privească și să vadă bunicii lor și să se gândească la faptul că viața are un ciclu al ei. Bunicii sunt cei care ne sprijină atunci când suntem mici și datoria noastră este ca la momentul potrivit să ne sprijinim și părinții și seniorii ajunși la o vârstă mai sensibilă și mai, să-i spunem, grijilor și slăbiciunilor. Domnul director, pentru că acum suntem în prag de sărbători, o urare pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care sunt încercați la nevoie, ce urare aveți? Tuturor le-aș spune sărbători fericite, să se bucure de praznicul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și să nu-și piardă speranța, pentru că întotdeauna va exista o rază de lumină care va veni de acolo de unde nu te aștepți. Să privim cu încredere spre viitor și să avem convingerea că nu ne-am pierdut umanitatea atât de mult încât să trecem nepăsători pe lângă suferința celor din jur. Așa este, domnule director, vă mulțumesc din tot sufletul, vă doresc și dumneavoastră și cadrelor didactice și elevilor, dar și părinților, sărbători împlinite, fericite și vă mulțumesc din tot sufletul pentru că m-ați sprijinit cu toții în acest frumos proiect de suflet, exact cum a spus și dumneavoastră, și că aducem o bucurie acum în prag de sărbători bătrânilor sau poate chiar și mamelor singure cu copii, de ce nu, poate o să găsim sau o să întâlnim în decursul emisiunii. Dacă vom avea posibilitatea să dezvoltăm proiectul acesta. Sper că ne vom baza în continuare și pe această cale vreau să mulțumesc doamnei responsabila Comisiei Diriginților, doamna Vochițu Carmen, doamna consilier educativ Simeana Iuliana, precum și Consiliului Elevilor, reprezentat de domnișoara Cocean Iulia. Le mulțumesc pe această cale și sperăm că putem dezvolta acest proiect sau să implementăm alte proiecte de suflet. De ce nu? Așa este, doamnelor și domnilor, sunteți pregătiți de multe emoții și de bucurii. Nu uitați, încă o dată fac această precizare pentru dumneavoastră, să fie un îndemn această emisiune, să fiți buni nu doar de sărbători, ci în fiecare zi, căci este foarte simplu atunci când mergeți la cumpărături, să vă uitați împrejur și să vedeți un bunic sau o bunică și să vă gândiți că poate are nevoie să pună ceva pe masă. Așadar și prin urmare, dragii mei, ia veți să vedeți ce urmează acum. Iar acum, doamnelor și domnilor, pentru acest an am alături de mine alți patru spiriduși, tot de la Colegiul Energetic, așa că haideți să-i cunoaștem mai bine și mai îndeaproape pe acești frumoși elevi, să vedem cu cine avem de-a face. Bună dimineața, cum te numești? Bună dimineața, numele meu este Cocean Iulia Mihaela. Iulia, am înțeles că tu ești capul lucrurilor bune, să precizăm acest aspect și să ne spui mai exact care este poziția ta, de fapt. Eu reprezint postul de președinte a Consiliului Elevilor în cadrul Colegiului Energetic, dar îmi place să consider că suntem toți o echipă unită, nu că lucrez eu singură. Ce frumos ai spus, draga mea! Ia să vedem aici pe cine avem. Bună, cum te numești? Română, mă numesc Pântice Cristian Nicolae, sunt din clasa 10-a G. Și vreau să-mi spui, dragul meu, cum te simți astăzi? Ai emoții? Puține, dar mă simt fericit și onorat că pot să ajut niște oameni care chiar au nevoie. Perfect. Ia să vedem aici alte două domnișoare spiriduși și frumoși. Cum te numești? Mă numesc Cosma Clara Amelia. Amelia, vreau să-mi spui în ce clasă ești, câți ani ai? Am 16 ani și sunt în clasa 10-a. Draga mea, spune-mi eu, ce reprezintă pentru tine acest proiect? De ce ai spus da? Deoarece atunci când ajungi un om care nu are o condiție materială foarte bună, te bucură. Bun, ia să vedem aici pe cine avem. Bună ziua, mă numesc Popescu Cristina Elisa, am 16 ani, sunt în clasa 10-a. Și vreau să-mi spui pentru tine, ce reprezintă a ajuta acest cuvânt? A ajuta, aceste două cuvinte.
Pentru mine cuvântul a ajuta, cuvintele a ajuta, înseamnă atunci când putem să ajutăm persoanele care nu prea au posibilități și cumva pentru ei este o bucurie când văd că există persoane bune, încă există persoane bune și cumva prin a ajuta văd ca să pe celelalte persoane să iau un exemplu de la noi și cumva și ei să facă același lucru, să ajute pe toată lumea, nu numai de sărbători. Într-un cuvânt mai pe scurt, să fii un om bun și nu doar de sărbători în fiecare zi. Bun, spune-mi, te rog frumos, cum ți s-a părut inițiativa când am venit și am promovat din nou acest proiect și am venit la voi și ai spus da? De ce ai spus da? Pentru că mi se pare foarte frumos să putem ajuta oamenii. Mi se pare foarte trist că unii oameni poate au avut pur și simplu ghinion în viață sau poate nu au muncit suficient, dar noi putem măcar puțin acolo să le facem un Crăciun mai bun. Crezi că te vei emoționa atunci când vom întâmpina și vom întâlni situații și oameni care, nu știu, vor plânge, se vor bucura? Ce vei simți? Ce crezi că se va întâmpla astăzi? Din experiențele anterioare de voluntariat, sunt sigură că mă voi emoționa pentru că sunt o persoană foarte, cum să zic, sensibilă. Da, sensibilă, emotivă. Da. Am înțeles. Bun, păi eu zic să nu mai vorbim. Mi-am făcut această echipă minunată de spiriduși, acum în prag de sărbători și noi o să continuăm acum să plecăm pe teren și că, cum să zic, nici nu știu ce mă așteaptă și pe ei la fel, dar cu siguranță vom face față cu brio tuturor situațiilor și emoțiilor, așa că, doamnelor, domnilor, vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea să dați un like, o distribuire și un comentariu, cât mai multă lume la matinal să ne vadă în această dimineață frumoasă de suflet. Haideți să facem fapte bune! Și am ajuns în piața din Nord și am găsit o bunicuță. Bună dimineața! Cum vă numiți? Maria. Doamna Maria, am stat de vorbă cu dumneavoastră puțin mai devreme și mi-ați spus așa problemele dumneavoastră de sănătate și de viață. Da. Mi-ați spus că nu mai aveți soțul. Da, este de 18 ani e mort. Eu sunt bolnavă cu crize, cu epilepsie, la vârsta de 10 ani, mama. Îmi pare nespus de rău. Mama, acum un prag de sărbători, elevii de la Colegiul Energetic vor să facă o bucurie pentru toți bătrânii. Ce aveți nevoie pentru masa de sărbători? Ce produse? Ce știți dumneavoastră? Că nu pot să spun. Ce știți dumneavoastră? Că nu... Cum credeți dumneavoastră că e bine? Ce v-ar bucura sufletul dumneavoastră să puneți pe masa de sărbători? Ce aveți nevoie? Ei, mamă, nu știu. Ieri am făcut 80 ani. Oh, la mulți ani, să fii sănătoasă. Oh, doamne, doamne. Oh, știți-o scumpă. Haideți că am plecat cu ai noștri spiriduși, ei sunt spiriduși de sărbători și mergem și vă cumpărăm ce considerăm. Dar așa o dorință, poate vreți ceva dulce, poate vreți ceva anume, un cozonac, un ceas. Da, și cozonac, și ce vreți dumneavoastră în tot cazul, ce vreți, nu vă... Ce vreți, ce doriți? Gata. Nu pot să spun. Așa facem. Vă lăsăm pe dumneavoastră aici că știu că aveți probleme cu picioarele și mergem noi și le cumpărăm și vi le aducem. E bine? Da. Hai, Iulia, să facem o faptă bună. Da. Cât costă? 55 de lei și 70 de bani. Perfect, Iulia. Este caserița noastră de fapte bune astăzi, așa că, dragii mei matinali, faptele vorbesc. Ia spuneți-mi, dați și mie brânză nesărată pentru doamnă bătrânică, aveți ceva? Doamne, din aia, fără chiar și fără sare am. Hai, dați-mi de aia. Ce faceți? Cum sunteți? Sunt bine, uite, tare mare. Munciți mult? Muncim. Da, așa de sărbători, ce vă doriți? Ce să dorim, mamă? Sănătate și aveți... să mai putem alergi munci. Aveți ce pune pe masă? Mulțumesc la Dumnezeu, avem. Aveți. Ne vede Domnul, avem de toate. De toate, mama. Vezi, oameni, eu... Avem, de toate. Așa. Eu nu gust, mama, e că țin post astăzi, dar
Vreau să-mi puneți, să-mi spuneți cât costă. Iulia, hai la noi aici, te rugăm frumos. Uite, facem fapte bune și cu dânsele că le facem vânzare. 17 lei. Dă-i tu la doamna 17 lei. Și... Frunzica? Ce vă dau? Păi, voiam nesărată. Ia. Păi, stați așa, mamaie, că eu nu mănânc, că țin post. Da? Da. Nu e o problemă. Mulțumim frumos, mulțumim. Mamaie, să fii sănătoasă, fericită, să aveți sărbători fericite. Sper că v-am făcut bucuroasă astăzi. V-am făcut bucuroasă? Da, puțin așa. Foarte bine, foarte bine. Foarte, dar nu trebuia, mamă, să vă... Și-ați liniștită, hai. Dumneavoastră să vă supărați pentru mine. Da, nu ne-am supărat, noi vrem să vă facem un bine, să vă înveselim puțin. Și, Vedeți ce elevi și ce copii frumoși și adolescenți frumoși cu suflet bun? Asta ne dorim să promovăm. Da, să fiți sănătoși, toți sunteți frumoși, mamă. Mulțumim, vă mulțumesc, mamă. Să fiți sănătoasă. Nu știu, mamă, că am petrecut multe, nu știu. Nu știu câte zile voi avea. Nu mai ziceți așa. Sărbători împlinite. Vă mulțumesc. Cu susul și cu fata, cu cancerul și la coloană și la cap. 50 de ani are. Am fost rău, supărată, mama, am fost rău. Și uite, banii nu s-ajunge. De-aia viu aici așa, că n-ar trebui să viu, dar n-am ce face. Că uite, copiii la casa lor, ce să mai zicem? Sunteți foarte puternică și muncitoare. Să vă felicită Dumnezeu. Doamne ajută. Păi ieri mi-a dat fata, mi-a dat cadou batic, șosete, mi-a dat și dusa. Ați primit așa cadouri de ziua dumneavoastră. Da. Ne bucurăm. Da, Doamne ajută. Vă pupăm. Vă salut cu mare drag! Ce faceți? Hrăniți porumbei? Cum vă numiți? Da, Crețan Constantin. Domnul Constantin, să aveți poftă bună! Cum sunteți acum în prag de sărbători? Aveți ce pune pe masă? Sunt scumpe toate? Vă ne permiteți? Îmi permit că am muncit în viață și acum ce să fac? Am înțeles. Vă doresc sărbători fericite! Numai bine! Vă salut cu mare drag! Cum vă numiți? De ce mă? Vreau să vă facem o bucurie astăzi pentru că se apropie sărbătorile de iarnă. Vrem să mergem să vă cumpărăm câteva produse pentru sărbători. Ce ziceți? Sunteți de acord? Ce v-ați dori? Ce aveți nevoie? Le plătesc sau nu, cum? Nu, sunt gratis din partea aceștor cine, copii minunați. Cine mi le duce? Vă ajutăm, vă ajutăm. Da. Mergem să cumpărăm? Da. Ce vă doriți? Ce aveți dumneavoastră? Ce vă doriți, aia vă cumpărăm. Ce doriți, mama? Ce aveți? Ce și de bucătărie și... Hai să mergem să vedem. Haideți, da. Hai. Ce luăm de la dumneavoastră? Ce apă? Uitați, aici, ceapă. Ce mai aveți nevoie? Puneți un kilogram de ceapă, morcov vreți, țelină pentru ciorbe. Ce aveți nevoie? Nu. Spuneți dumneavoastră ce vreți. Nu. Ceapă. Două țile de ceapă. Două țile de ceapă, da. Sigur. La el, cum înțelege și știe situația. Luați pe datorie? A fost prieten cu bărbatul meu, fostul bărbat, că mi-a murit. Sunt sângurică, mamă. Nu aveți copii? Am copii, dar sunt fiecare la casele lor, mamă. Și cum sunt timpurile astea acum? Toate sunt scumpe, nu? Da. Vă descurcați greu. Ce să fac, mamă? Eu și eu ce am nevoie pentru gură? Că sunt și datoriile la bloc, mamă. Așa este, facturi, toate sunt scumpe. Bucata aia din spate, de acolo de brânză. Și dați-mi o caserolă de smântână. Că ce-am că e unt, dar eu o smântână. Mai grasă sau mai slabă vrei? Mai grasă. Mai
Da, că vă cam. Da, da. Aia mijlocie așa să nu. Cum vă simțiți acum că vin sărbătorile? Mamă, pentru mine nu mai e nimic. Nu mai. Spuneți asta, uitați că Dumnezeu uneori apare de unde nici nu te aștepți prin aceste persoane minunate care fac și s-au gândit să facă o faptă bună. Cât costă? 35 și 70. Ce mesaj aveți pentru acești oameni minunați? Sărbători fericite, că sunt tineri, să ducă să sărbătorească cu drag sărbătorile, că sunt tineri. La mine nu mai e. Mamă. Și noi vă dorim să aveți parte de tot ce mai frumos. Doamne ajută! Dumnezeu cu sănătate, mamă. Să aveți sărbători fericite, scoateți și bagajul acolo. Atât. Și toți să aveți sărbători fericite la toată lumea, mamă. Vă mulțumesc din suflet, nu știu cum să vă mulțumesc așa din sufletul meu pentru toți. Doamne ajută, o să vă ajute ei să le duc, să le ducă la bloc. Imediat sunt acelea și... Doamne ajută, sărbători fericite, vă pup! Doamne ajută! Salut cu mare drag, cum vă numiți? Mati Maria. Doamna Maria, ce vă doriți așa de sărbători? Sunteți bine? Nu, sunt foarte bolnavă. Mă duc la tratament la București. La Colentina fac tratament. Pare nespus de rău, doamnă dragă. Sunt bolnavă, dar am 80 de ani și... Mulți înainte. Nu mai mișc așa cum pot, dar foarte, foarte bolnavă sunt. Uitați, acești copii minunați, spiritușii noștri, vor să vă facă bucurie acum în prag de sărbători, să vă dea o mică atenție de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Mulțumesc, Doamne ajută să rămână, să trăiți, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate. Trebuie să vă pun astea aici în pungă mai bine? Da. Mulțumesc mult de tot, nu am primit niciodată. Mulțumesc. Nu. Stau aproape aici așa. Ce ai spus mai devreme? N-ați primit niciodată nimic? Niciodată n-am primit cadou, niciodată n-am primit. Nu. Cum vă simțiți? Bine, foarte bine, dar mă doare că copilașii ăștia sunt tineri și sunteți tineri. Și aveți viața înainte. Doamne, mulțumesc și aveți suflet bun. Să vă ajute Dumnezeu și Maica Domnului să vă dea sănătate și tot ce vă doriți, bucurie multă, multă și sănătate. Doamne ajută! Ia veniți, cum te simți? Îmi pare foarte rău că sunt atât bătrâni în situațiile de genul ăsta. Și mi-ar plăcea să putem să ajutăm mai mulți oameni, dar... Uite, mai avem aici o doamnă. Bună ziua, bună dimineața, veniți puțin. Haideți să vă facem o bucurie acum în prag de sărbători. Vreți? Haideți, uitați, copiii aceștia minunați vă vor să vă ofere o plasă cu produse de sărbători. Ce ziceți, ce părere aveți? Da. Dacă... Cum vă numiți? Marcu Ioana. Doamna Ioana, ce părere aveți? Că vin sărbătorile de iarnă. Mă bucur. Da, sunt și bolnavă și... Și dumneavoastră. Pare nespus de rău. Sărbători fericite și să vă dea bunul Dumnezeu tot binele din lume. Mulțumesc mult, să trăiți. Multă sănătate. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută!
salut cu mare drag. Ce faceți? Cum vă numiți? Cum vă numiți? Ecaterina. Ecaterina. Da. Doamna Ecaterina, vrem să vă facem o bucurie din suflet. Acum, în prag de sărbători, elevii de la Colegiul Energetic vor să vă ofere o plasă cu bunătăți de sărbători. Mulțumesc, mulțumesc. Nu pot să vă vorbesc așa. Stați liniștită. Important este să fiți fericită, sănătoasă. Mulțumesc, sănătoasă. Mulțumesc. Vă dorim din suflet să aveți parte mulțumesc, de sănătate. Mulțumesc și eu. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamna mea dragă și frumoasă, cum vă numiți? Mă numesc Gica. Doamna Gica, câți ani aveți? 75 de ani. Și acum că vin sărbătorile, ce dorințe aveți? Ce, aș vrea dorințe multe, sunt cam bolnavă. Și aș vrea ca să am și o mâncare, carne, din astea alte lucruri ale noastre, o portocală, o lămâie. Știți cum este? Că atunci când îți dorești Universul și Bunul Dumnezeu îți îndeplinește. Așa este. Așa că unul din acești spirituși frumoși o să vă dea un pachet. Bine, vă mulțumesc. Aveți sărbători fericite. Să rămână și să fiți iubite și frumoase cum sunteți acum. Doamne ajută și dumneavoastră multă sănătate. Toată lumea să știți. Ne dați o îmbrățișare? Sunteți frumoși toți. Mulțumim mult, mulțumim. Toți. Doamne ajută. Vă sănătate. Mulțumesc. Sănătate multă și numai bine și fericire și să aveți noroc în viață. Doamne ajută. Să rămână. Vă salut cu mare drag. Cum vă numiți? Dragomir. Domnul Dragomir, acum că vin sărbătorile, aveți vreo dorință de sărbători? Și care îl de sus îmi dea multă sănătate. Sănătate, atât, nu? La mie și la toată lumea. Iar eu alături de acești oameni frumoși, de spiritușii mei, vrem să vă facem o bucurie de sărbători, să vă oferim ceva. Sunteți de acord să primiți acest cadou din partea noastră? Dacă îmi dai sănătate, sunt cel mai bucuros. Vă dau o îmbrățișare și iei ceva bun de acolo. Pot să vă îmbrățișez? Mulțumesc frumos, acum se spune. Așa se spune, să aveți parte de sănătate. Și nu a voastră. Doamne ajută. Și asta, v-ați încărcat, mulțumesc frumos și să dea Domnul la toată lumea sănătate și fericire. Doamne ajută, mulțumim. La revedere, da. Sărbători fericite. Vă salut cu mare drag, cum vă numiți? Cornel. Domnul Cornel, ce vă doriți așa de sărbători? Veniți lângă mine frumoșii mei. Nu știu ce să-mi doresc. Decât sănătate multă, pace, liniște și să pot să-mi cresc fetița, că am o fetiță de 10 ani, să-mi o cresc. Sunteți singur? Da. Of, uitați, acești copii frumoși și minunați vor să vă facă o bucurie acum în prag de sărbători, să drag, acceptați dacă... cu drag. Îi dau la cea mică, tot ce-mi dăruiți. Și cozonac, aveți acolo mai multe produse. Da, mulțumesc mult. Tot ce-mi dăruiți, îi dăruiesc la cea mică. Mă bucur din suflet și un mesaj pentru toți oamenii acum în prag de sărbători, ce aveți să le urați? Multă sănătate și fără război. Fără probleme. Pace. Pace. Pace și multă sănătate. Da, în rest se pot face. Hai copii. Dacă suntem sănătoși. Așa este, într-adevăr. Mulțumesc din inimă și vă doresc Crăciun fericit și sărbători fericite. Doamne ajută și dumneavoastră. La revedere. Mulțumim, la revedere. Ei, oameni buni și matinali, iată ne ajungi la final, la final de fapte bune. Astăzi proiectul meu de suflet dăruiește din coșul tău, ajută un bunic sau o bunică, a ajuns la sfârșit alături de acești patru minunați spirituși cărora vreau să le mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc mult! Ne-am bucurat foarte tare să vă ajutăm și să facem fapte bune. Cum te-ai simțit? M-am simțit foarte bine din punct de vedere spiritual. Sunt onorat că am putut să ajut oameni care chiar au nevoie. Ce te-a impresionat cel mai mult? M-a impresionat foarte mult poveștile lor pe care ne le-au spus și a fost foarte încântător când au fost de acord, nu au fost toți, dar cei care au fost de acord chiar m-au surprins, așa plăcut. Ia spune-mi pe tine ce te-a uimit. Mi-a plăcut expresia
feței oamenilor atunci când primeau și mai ales că nu se așteptau. Și tu cum te-ai simțit? Foarte bine. A fost ceva de neuitat. Mă bucur din suflet că v-ați simțit bine și voi și ați văzut ce înseamnă să nu ai. Și atunci când nu ai, să nu întorci spatele aproape lui tău și să ajuți cât poți de mult. Așa că, draga mea, dragii mei, vă mulțumesc din suflet pentru tot. Mulțumesc și să fiți fericiți, să aveți sărbători împlinite. Ați făcut o faptă bună, atât voi cât și cei care au dăruit și au contribuit cu bani în a ajuta acești oameni de aici, din piețe, pe unde i-am găsit și noi. Și am împărțit chiar și covriș pentru că ne-a mai rămas o sumă mai micuță și am zis hai să mai facem așa o bucurie de moment și de clipă și chiar a ieșit foarte bine, zic eu, da? Da. Așa că să fim fericiți cu toții și dacă vreți și dumneavoastră să fiți fericiți, faceți fapte bune. Vă pupăm, Mădălina Mitu pentru dumneavoastră, la revedere!